Pentru că tot în Sfânta Scriptură găsim scris: din cuvintele sale sau din faptele sale se va judeca păcătosul. Iar în Evanghelia Judecății spune așa: toată judecata Tatăl a dat-o Fiului și Fiul spune: precum aud, judec. De cum adică cum aude? Ce îi spun îngerii și diavolii? Ăsta are ceva bun făcut, ăsta n-are nimic bun făcut. Și atunci, la picioarele Domnului Hristos, dacă ați văzut vreodată tablou Înfricoșate Judecăți, sugestivă rămâne Sucevița și ăsta Voronețul. Dar mai sunt și alte mănăstiri care au Înfricoșata Judecată, eu iau tablou ca atare. Vedem că pe tronul de judecată, în dreapta, sunt Sfinții, Cuvioșii, Apostolii, cetele, așa, iar de-o parte sunt păcătoșii. Și vedem un râu de foc, unde Arhanghelul ține o balanță, un înger pune un braț de suluri și un diavol pune un braț de suluri. Și omul stă la mijloc. Și se vede încotro înclină balanța. Deci balanța poate înclina spre adevăr. Și o să-mi spuneți, dar de unde știu eu că e adevăr? Scoateți un inel din deget sau un cercel din ureche, mergeți cu el la bijutier și îi spuneți așa: băgați-mi-l în foc să se topească. Aurul strălucește și curge, iar dacă pui ceva fals, face zgură și cenușă. Exact așa va fi și cu sufletul omului. Dacă faptele lui sunt de aur, era o priceasă care circulă în partea ardelenească, de-aș avea toți banii lumii să-mi stea în praf arginții, în zadar, dacă am pierdut aurul credinței, ce folos viață fără de Hristos. Îl cântă fătuca aia. Deci în momentul când sufletul tău alunecat în focul Duhului Sfânt, de-aia să și cheamă Înfricoșătorul foc al Ghienei, pentru că el are o putere mistuitoare și una curățitoare, în momentul când sufletul a alunecat în focul dumnezeiesc a Duhului Sfânt, spune așa: nimic necurat nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Care ați fost vreodată oțelar sau ați lucrat în turnătorie de asta de topit, știți că în momentul când se făcea oțel de cea mai bună calitate și se turna și se fierbea și se clopotea, se puneau amendamentele, se iasă tot ce înseamnă impuritate din el. Și dacă el era pur, devenea elastic și se făcea ca un arc. Dacă era un fier prost și mort, când îl izbeai, se rupea. Ei, exact așa este și sufletul nostru. Când a intrat în focul cel dumnezeiesc, dacă strălucește ca aurul, curge din el bijuteria Duhului Sfânt. Deci este omul nou. Omul care pleacă de dreapta strălucitor ca soarele. Nu o spun eu, o spune Evanghelia de azi, o să vedeți imediat. Și dacă omul este de zgură și ticălos și păcătos și nevrednic, aici nu mai contează nici colăcelul, nici parastasul, nu mai contează nici coliva, nu contează nici pâinița, nu contează nici nimic. Aici contează în ce te-a găsit pe tine moartea. Dacă ai fost spovedit și împărtășit, dacă ai crezut vreodată în Dumnezeu, dacă ai crezut vreodată că Dumnezeu te poate mântui, că te poate ierta, că te poate ajuta. Și cel mai mare, să spunem, părinte al pocăinței a fost Efrem Siru, care tot timpul a scris numai tomuri de pocăință. Și a fost Ioan Gură de Aur care a arătat cât de mare este pocăința, chiar și pe patul de moarte,
spunând o vorbă celebră rămasă în literatura teologică până acolo. Și o singură lacrimă din adâncul inimii poate muia dreptatea divină. Dar unde-i? Lacrima aia, unde-i? Găsiți-o! Găsiți-o și strângeți-o într-o cutiuță și păstrați-o pentru ziua aceea în care spune așa, că nici îngerii nu știu de ea, nici fiul nu știe de ea, ci numai tatăl, când dă el porunca la trâmbița arhanghelului și la glasul judecății, vom fi toți într-o pipeală de ochi pe norii cerului. Deci, nu mai dăm vina pe biserică, pe canon, pe preot, pe mamă, pe tată, pe frate sau pe soră. Dăm vina strict pe noi, pentru că noi intrăm în baia curățirii dumnezeiești la parusie și trecem cum trece aurul prin topitoare să vedem dacă suntem tinichea sau metal prețios. Și atunci judecata s-a și făcut după unele învățături, ține cât psalmii judecății, eu tind să cred că poate să țină și o secundă. E mult. De ce? Pentru că tu nu poți să zbori de la pământ când se va uni trupul cu sufletul pentru deplina judecată, să ajungi din greșeală, să te trezești între cei buni și să spună unul, bă, vezi că nu-i calea ta aici. Nu. Deja culoarea pe care o are sufletul tău care s-a judecat în particular, te duce la locul care ți este locul. Și spune acolo în Evanghelie ceva foarte subtil. Nu toți vom muri! Uite, acum suntem toți în biserică. Dacă ar fi un cutremur ca în Turcia, ne strobește aici. Unul scapă, unul se rănește, unul moare. Dar când vine parosia, odată am închis ochii. Dar am și deschis în lumea cealaltă pe norii cerului. Adică transformarea se face la micron de secundă. Ei, când te-ai văzut din tramvai, din mașină, din casă, din pat, de pe masă, de la masă, sub masă, la serviciu, în mină, în galerie și te-ai văzut pe norii cerului la judecată, tu mai ai timp să-ți asculți gândurile? Nu. Conștiința ta, care este codul tău genetic divin, te împinge direct acolo unde ți este locul, în rândul cetei tale. Așa spune Apostolul Pavel. Fiecare în rândul cetei sale. Și spune, pe unii a pus apostoli, pe unii a pus proroci, pe alții învățători, pe alții darul cârmuirii limbilor, pe alții cu darul vindecării, pe alții cu izgonirea duhului necurate, pe alții cu darul deosebirii duhurilor. Deci, ceea ce înseamnă că înfricoșata judecată îmi pune mie în față trei tablouri grele. Atenția mea de fiecare zi, comportamentul meu de fiecare zi, și faptele mele de fiecare zi. Pentru că judecata mea poate fi începând din clipa de când stăm de vorbă și până în clipa când va fi. Unul poate trăi 70, unul poate trăi 80, unul poate muri la 90, altul la 50, altul la 60, altul la 30, altul la 20. Nu scrie nicăieri vârsta fiecăruia la care trebuie să plece, ci vârsta este relativă. O aleg sorții dumnezeiești, logosul. Auzi, păi cu tare, tânăr a căzut brusc din picioare și a murit. Și-a propus el atât de mult în viața lui să facă o facultate sau o școală, să fie frumos ca să moară în ziua aia? Nu. Nu depinde de el. Depinde de cel ce te-a zidit. Și atunci, dacă tu ai mintea curată, dacă ai trezvia curată, că Dumnezeu, cum spune psalmistul, am văzut pe Domnul pururea de-a dreapta ca să nu mă clatine, că să nu fac prostii. Și dacă ai inima curată, ce-ți spune cartea? Aceea îl pot vedea pe Dumnezeu. Fericiți cei curați cu inima, că aceea îl pot vedea pe Dumnezeu. Deci înseamnă că și dincolo când mergem, doar cei curați cu inima îl pot vedea pe Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că cei care nu sunt curați cu inima, nu au nicio anumită lumină a rațiunii dumnezeiești
pe care o primim prin cuvânt și inteligență și ei sunt despărțiți de fața lui Dumnezeu, aș putea spune în mod real cum suntem și aici. Câți din dumneavoastră pot să spună că l-au întâlnit pe Dumnezeu afară de măreția icoanei? Cine l-a văzut? Cine l-a visat? Cui s-a descoperit? Cui s-a arătat? Cel ce a fost vrednic să-l vadă? Și întrebarea sună, dacă eu aici n-am inima curată să te văd, citiți la Acatist, în timpul zilei când zicește Acatistul Crucii, nu? N-am fapte, n-am smerenie, n-am inimă curată, sunt tras jos de diavolul, fața ta rănită de scuipări, sunt drepte, fața mea batjocorită de diavolul de acolo, de la Acatistul Mântuitorului. Și atunci, dacă eu n-am față să te văd aici, cum am să te văd dincolo? Dacă eu nu știu pe cine trebuie să văd. Și dacă eu n-am fost văzut niciodată în turma stăpânului, între prieteni, auzi ce spune în Evanghelia aceea? Prietene, haina ta nu este de nuntă, de la afară în focul, în întunericul din afară. Și atunci, cum eu pot să mă duc să mă întâlnesc cu tine acolo? Nu mă pot întâlni, deci voi fi total în partea celor respinși. Și ca să nu vă obosesc, mă voi uita pe textul Evangheliei, că avem de clarificat trei lucruri mici din Evanghelie. Va pune oile de-a dreapta, caprele de-a stânga, am discutat. Va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântații Tatălui meu. Aici am vrut să ajung. Ce înseamnă veniți binecuvântații Tatălui meu? Cei care v-ați învrednicit să-L vedeți pe Dumnezeu încă din viața aceasta. În potir, în fapta bună, în rugăciune, în evlavie, în credință, în smerenie, în curățenie, în toate faptele creștine.